Salut, eu sunt Gicu și astăzi vom planta aloe, nu știu ce varietate este, dar ia uitați-vă, este un puiet și are și rădăcini. Eu l-am luat din acel ghiveș din spate cu ghimbir, dar cine mi l-a dat mai de mult, mi l-a dat Sorin și mi-a dat și acest puiet de aloe. Posibil aloe vera sau alt soi, dar îl vom planta, va crește și vom vedea. Deci, eu reiese că îl replantez și, ia uitați-vă, rădăcinile sunt ok, trebuie doar plantat în pământ și am ales și un ghiveci. Iată, până când va merge acest ghiveci micuț, iată, și va trebui să adaug substrat universal. Și eu zic că se va prinde și va crește frumos această aloe. Să începem! E bine, înainte să plantez această aloe, hai să vedem cum arată la frunze de aproape. Destul de sănătoase, verde închis și rădăcina e bună. Deci a rămas să o plantez și după care vedem. Ghiveciul trebuie să aibă destul de multe găuri, vezi, pentru a avea drenaj și voi folosi un pământ universal și sper că va merge și hai în sfârșit să plantăm această aloe. Ei bine, pH-ul substratului este 5.5-6.5 și întâi îl adăugăm în acest ghiveci. Ei bine, după ce am adăugat substrat, hai să plantăm planta de aloe. E bine, acesta e rezultatul final, deci sper că va crește frumos. Nu voi uda deocamdată, peste vreo săptămână voi uda. Când am scos-o din ghiveciu cu ghimbir, acolo pământul era umed. Deci acolo ud mai des, dar la aloe mai rar. Și o să postez un update când va mai crește. Va crește mult, eu zic. Și vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, că v-a fost Gicu. Nu uitați să vă abonați la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou. Și apropo, pe aloe această vară am să o mut afară. Ne vedem data viitoare!